Hai. Că te pregătești, dar tu ești de fapt doar asistent. Cum să fiu asistent? Cine gătește în casa Eu asta? Eu gătesc în casa asta, tu ține. Stai să-mi leg la spate. Hello, bine ați revenit pe canalul meu, al nostru, de YouTube. Astăzi facem mâncare împreună. V-am întrebat pe Instagram ce să mai filmăm ca să ne înveselim puțin în perioada asta când nu-ți vine nici să filmezi nimic, nici să discuți despre nimic și toți avem așa o stare urâtă și încercăm să trecem peste ea. Și ați zis că vreți să vedeți ce facem de mâncare. Adevărul e că în clipa asta cred că toată lumea face de mâncare, stă acasă, mănâncă, se îngrașă și se uită la știri pe Facebook. Și acasă o să facem paste bolognese și avem aici castane, de care o să le facem în două feluri, un fel care îi place la Ionuț și pentru mine altfel. Respectiv, jumătate le facem în cuptor și jumătate le fierbem, pentru că mie îmi plac fierte. Și acum o să iau ce am nevoie pentru pastele bolognese, carne tocată, asta cred că e de... Eu am doar de vită. Românul de obicei o face cu porc, noi nu prea mâncăm carne de porc și de obicei o mixez cu porc, dar data asta am doar vită. Și pentru cărcotaș să știți că iese foarte delicioasă și cu vită. Așa-i, soț? Iese foarte delicioasă. Suferi că nu mănânci porc? Da, în Anglia o luam mixată. Aici jumate nu porc, jumate vită. La GRM Lotus. Eu nu prea respect rețeta tradițională de bolognese. Atunci nu numi bolognese. Păi bine, dar e așa o bolognese interpretată pentru familia noastră. Eu pun de obicei și ceapă verde. Mie îmi place, nu știu cum sunteți voi. Pun ciuperci și mai pun și țelină, apio. Nouă ne place ce gust are și mi se pare că îi dă un plus. Și bineînțeles mai pun usturoi și astea sunt ingredientele. Fără de care nu se poate pasta. Fără de care nu se poate. Deci 1, 2, 3, 4, 5 ingrediente și aș mai adăuga pastele și bineînțeles ulei de măsline pentru a toca carnea. Și paste ne decine mai încolo ce fel vrem să facem și o că-i dăm bătaie. Pregătim ingredientele, le punem la călit și eu de obicei, imediat cum le pun la călit, îi dau drumul la foc pentru apă, că nu durează așa de mult să facem pastele, cred că în total cam 40 de minute maxim, nu cred că durează mai mult. Hai să-i dăm bătaie, asistent. Da, ia să inspectăm unde sunt condimentele. Aici. Condimente. Și mai am, te refer la sare, așa. Piper. Eu mai pun Italian seasoning, care e un mix de ierburi. Și pe lângă asta mai pun busuioc. Și cam astea le pun tot timpul la paste. Acum mi se pare că e complet. E complet. Aproape complet. Aproape. Așa că hai să-i dăm bătaie. Cred că tu o să cureți usturoiul dacă nu te superi. Deci eu mă ocup de partea brută, da? Așa. Partea grosieră. Cuțitul meu. Facem aici. Asta a fost așa de sadic. Spucim un pic usturoiul. Să-ți facem mai ușor. Așa. Și imediat îți sare afară. Odată strucit. Asta e un tips a la Ionuț? Nu doar. Mai multe lume face așa. Dacă l-ai strucit un pic, ies afară tot, uite. La noi s-a făcut ceapa verde. Numai ce am cules-o din grădină. Grădina de pe geam. Ca un update, în timp ce asistentul meu să taie usturoiul. Am fost ieri până în downtown, în Chicago. Am avut nevoie să-mi iau din dulapul de la școală proiectele. Aveam două proiecte mari în dulap. Inițial am crezut că nu le mai văd. Chiar vorbisem cu profesoara și am zis, măi, nu putem intra în școală și spune-mi, te rog, ce să fac cu proiectul, pentru că nu vreau să-l fac din nou. Și până la urmă am sunat și băieții de la security ne-au lăsat să ne luăm din dulapuri proiectele, ne-am dus în downtown și la o oră de vârf, când îți ia cam o oră și 10, cam așa, nu? O oră și
Mai bine. Mai bine, o oră și 20 să ajungem de aici acolo. A durat 25 de minute, deci mai mult decât jumătate. Semn că lumea stă în casă și nu merge așa de mult afară. Și în centru e gol. E așa un oraș fantomă și trist. Ai filmat cum am tocălit aici? Ce ai zis? Ai filmat? Cum am tocălit eu. Vrei să te mai însori o dată? Nu, dar e bine să se știe despre mine. A, că tu tai usturoi, e foarte frumos. Nu știu cât de bine se vede cu GoPro, dar l-ai tăiat foarte frumos. Așa că orașul a fost gol și până când pregătesc eu pe aici tot ce am de aranjat pe lângă usturoi, care e doar cam 5% din toată treaba, dragă, dar ai făcut-o foarte bine, vă punem câteva imagini de pe drum să vedeți și voi cum se prezintă orașul în perioada asta și cât e de gol și mai ales că am putut filma foarte frumos toate clădirile principale din oraș, așa că punem usturoiul aici. Usturoiul curățat de mine. Și tocat de tine. Cred că toată lumea a înțeles, dragă, că ai pregătit usturoiul. Ok. Spălăm ceapa. Așa că... puteți încerca. Mie îmi place să dau gust mâncării. Cu cât mai multe lucruri care mie mi se pare că se potrivesc fain una cu alta. Ca update cu școala, săptămâna viitoare începem oficial școala din nou și trecem în online și o să facem toate clasele ca până acum, dar pe aplicația Zoom. Acolo o să ne întâlnim și ne întâlnim exact la orele în care trebuia să fim la școală, doar că de acasă. Și na, nu e foarte confortabil pentru că e o aplicație și când vorbește cineva se poate întâmpla fără să-ți dai seama să vorbească doi sau trei, pentru că nu ești unul lângă altul și nu vezi că cineva vrea să vorbească. Tu vezi mai ecranele alea micuțe și nu știi să vorbești cu omul. Ca în clasă. În clasă îți dai seama, băi, vorbește cineva sau ridică mâna. Păi da, dar dragă, pe video da. Se întâmplă. Și internetul făcut... e suficient de bun și tu poți să intri, intervii, da, intervine așa, altcineva. Nu știu, e un pic o harababură. Și ieri când am făcut un live, la un moment dat erau persoane care nu aveau camera pornită și ori început să-l pască doi. Și apoi s-au oprit amândoi, că na, eu mă opresc ca să te las pe tine și eu s-au oprit ca să te lase pe tine. Și atunci... Dar voi vă cunoașteți după voce? Da, pe vezi sus. Deci întreb, Heidi, vorbești tu sau vorbesc eu? Da, nu mai zic că trebuie așa, e o perioadă de acomodare și cu partea asta. Păi, băi, Heidi, vorbești tu un om sau latru un câine aici? Plus că niciodată arhitectura nu a fost făcută în online și nu știu cum o să funcționeze. Mulți au proiecte începute. Spuneți-mi voi ce mai faceți de mâncare.
Doar că nu prea multe prăjituri, că după aia o să-mi ceară eu nu să fac prăjituri. Doar așa, felul 2, paste, chestii mai ușor de făcut. Am testat o rețetă foarte faină de pâine, când acum? 3 zile? 2 zile? Și a ieșit foarte, foarte fain. Pentru curioși, că știu că tot timpul primesc întrebări legate de preț, aici carnea de carne tocată de vită, am aici o libră 49. Deci asta vine cam 700-800 de grame și a costat $5. Nu știu cum sunt prețurile acum în România, dar cam 700 de grame. Nu știu, e cam mult aici să pun. Ce trebuie să pun? E cam multă carne. Nu știu dacă să pun pe toate, să pun numai 3 sferturi. Ce faci cu restul? Mai ai? Mai am. Atunci pun 3 sferturi. Facem niște piftele mâine. În sensul că suntem doar noi doi și chiar și 500 de grame e destul de mult. Deci o să pun, doar 3 sferturi din ea. Punem la încins. Punem ulei. Și de obicei carnea asta care îmi rămâne o pun în punguțe care au fermoar și le stochez foarte fain în congelator. Și tot timpul când le pun la călit, eu încep să pun ingredientele, condimentele, pentru că mi se pare că acum e momentul la început, mai ales când fac cu carne de vită, asta e unul dintre secrete, să pui condimentele încă de la început, pentru că carnea de vită nu e așa de aromată ca cea de porc. Mai pun o bucățică de selinap, eu cam așa, mărime, o toc, să bag înăuntru, dă un gust și o aromă foarte, foarte faină la pasă. În cauza că stai cu grasă de aia. Dacă te iau cu grasă, văd ce mi-ar merge. Skin, we are young, we feel everything. It started. Roșiile astea tăiate cum și o să văd în funcție de culoare și de cum mi se pare mie calitatea sosului. Poate mai adaug și roșii, sos de roșii, respectiv bulion. Am adăugat roșiile. Foarte, foarte faină neculoare, cred că se vede și în video și acum las puțin așa, dar cred că o să adaug ori ăsta și mai am o variantă la borcan. N-am mai folosit din ăsta, să vedem dacă e fain. Tot de la Jerry l-am luat, cred că $2.50 borcanul, dar e borcan de 800, așa? Sau mai mare? De 800. Vedem. Cred că o să-l încercăm pe ăla la borcan. Să adăugăm puțin aici. O să gust oricum imediat și o să văd ce condimente mai adaug. Până atunci, hai să vedem. Îți dau, dragul, conexiune la tine să ne spui cum facem jumătate din castane. Luăm castanele și le crestăm pe burta, nu ca și mie, trebuie să le crestăm așa ceva. Asta pentru varianta de pus în cuptor. Da. Se pot face și în tigaie? Se pot face, dar trebuie să aibă un foc și tigaia să fie cu pereți groși,
probabil ar fi indicat o un ceaun. Sau dacă nu, pe o plită din aia de grătare. Ar merge. Și apoi le punem în apă? Da, le tăiem, le crestăm, le punem la umflat în apă și le lăsăm vreo 20 de minute așa, să tragă apă. După care le punem în tavă la cuptor și o să le scuturăm din când în când. Nu știu, probabil că 40 de minute, o oră și ceva, o să dureze până când se coc. Nu am o rețetă exactă, dar o să dăm cuptorul la 180 de grade. Vedem la final cât din pădură, da. Cei care vor să încerce castane, nu știu dacă se găsesc în România în perioada asta, se găsesc? Ar trebui. Aici, în general, sunt foarte scumpe și acum am găsit... acum am găsit ceva mai ok ca preț, a fost $1.50 libra. Deci ar veni undeva la $3.50 kilogramul, $4 cam așa kilogramul. Da, cel mai bine ar putea să ne spună cei din Baia Mare, din zona respectivă, pentru că acolo se fac castanele în România, Maramureș, și ce pot să ne spună? Am înțeles că n-au fost anul trecut, da. La sărbătoarea castanelor nu s-au făcut castanele, deci mari șanse că suferă România din privința asta. Dacă ar fi fanii castanelor. Da, dacă ar fi singura suferință, ar fi ok. Am pus și apa la fiert între timp. Asta e mai mult o pastă, nu-i... Ce fel de paste vrei să punem? Noi avem, vă spun, noi avem un depozit de paste făcut dinainte să avem coronavirus în zonă, pentru că suntem iubitori de paste și am găsit o promoție foarte bună la Barilla, așa că avem foarte multe paste și putem alege din multe variante. Aici, în general, pastele Barilla sunt pe la $1.70, am văzut chiar și cu $2 și ceva. Și sunt foarte, foarte scumpe și noi am prins ofertă cu 99 de cenți și că bineînțeles că ne-am făcut stocul și să vedem de care astea facem, da. Asta nu-i dat. Păi ne rigate putem face. A, nu mai avem iubire. Ce nu mai avem? Nu mai avem așa multe. Uite, facem așa? Papale? Uh-huh. A, papale merg. Bolonezele. O să pun puțin apă pentru că am pus pasta aia concentrată de roșii. Punem sarea în apă pentru paste. După ochi. Asta e o vorbă românească. Cât pui după ochi? Așa e? Fiecare bucătar simte. Când vede cantitatea vasului, pune mâna pe sare și simte. Se uită, fac... A, cam atâta. Nu te juca cu aia deasupra. Nu te juca cu aia deasupra, să se deschide. Ai mâncat o mâncare săratul după mine? Păi nu prea faci mâncare ca să mănânc mâncare sărată după tine. Asoția asta l-a evitat. Da, cum ți se pare? Arată foarte bine, după părerea mea. Sosia aproape gata. Zice 11-12 minute. Ce o să mai adaug? Îi o linguriță, poate chiar două, din borcanașul ăsta cu ardei tocat. E făcut pentru bruschete, dar e foarte fain condimentat și o să pun chiar o lingură înăuntru pentru gust. Așa arată, e pur și simplu ardei tocat mărunt, pe care oamenii de obicei o folosesc la bruschete, doar că eu adaug în mâncare.
cum e? Se simte selăriul. Mi-a luat exact o bucățică de ceaia țelină. Țelină apă. Așa. Ardeiul care l-ai pus acum se simte și el. E puțin picantă. Foarte bună. E picantă, am uitat să vă spun. Am adăugat ardei în acesta așa zdrobit, ardei iute. Și am adăugat puțin deasupra pentru că ne place să fie puțin, puțin picant. De multe ori eu nu ți-aș mai adaugă. Aici sunt castanele tăiate. Stau în apă timp de 20 de minute. În teta la ceas? Da. Minți. Nu minți. Da. Pastele fierte, sosul gata. Noi le amestecăm. Am văzut că alții pun pastele și deasupra puțin sos. Noi le amestecăm pe toate să fie omogen. Și asta e tot. Asta e pasta. Nimic foarte complicat și multe lucruri după ochi și după cum vă place vouă. Dacă nu vă place țel în apă, nu pui țel în apă. Dacă nu vreți cu ciuperci, fără ciuperci. Mergeți mai mult pe original. Care original e mai mult roșii, carne, usturoi și cam atât. Nu mai adaugi ciupercile, ceapa și țelina apio. Ta-da! Am amestecat pastele, am pus și farfurie între timp și cam așa se prezintă situația. Acum urmează să ne înfructăm în mâncare și între timp o să scoatem și castanele din apă și apoi le băgăm și pe alea în cuptor și revenim cu update-uri în privința castanelor, dar hai să vedem cum a ieșit pastele. Avem o farfurie goală și aici în bucătărie un șoarec care nu știu ce faci. Ce, unde e șoarecul, dragă? Ce faci, dragă? Ce fac? Farfuria 2? Mai prins? Știi ce înseamnă asta, nu? Ce? Hai da, cu furtulița pe jos. Hai că duc zic ce înseamnă dacă mai împun. Înseamnă că e bun? Înseamnă că e foarte bun, bineînțeles. Nota 10? Nu te apropia. Nu te apropia, da? Stai la distanță. Hai. Nota 10? Da, bineînțeles. Cu steluță? Da. Pregătești ava. Trebuie să punem foaia de cofea. Cum să pui foaia de cofea? O să folosim minunea asta. Mm-mm. Care îmi trebuie? Asta. Sau asta? Asta, iar asta. Pregătim tigaia? Da. Punem castanele. Alegeți o tigaie care nu e cea mai nouă și poate chiar arsă, ca să nu vă stricați. Eu le dau și cu sare un pic. Aproape că suntem în Roma. Așa, pe fațadă, că până să iasă toată lucrarea asta, mai avem. Dacă găsim. Scoatem asta afară. De fapt, nu-mi spune. În sus. Sunt castanele pe cel mai aproape nivel. De și foc. Acum? Cât? O oră? Și acum lăsăm o oră. Da, o oră vedem. Le verificați constant. Da, niciodată nu bate rețeta cu ceea ce e în realitate. Un cuptor arde mai tare, un cuptor arde mai încet, unul mai mare, unul are focul mai jos, unul are mai sus. Nu se face nicio. Am revenit și ce-i drept, jumătate din treaba a ieșit bine, jumătate nu așa de bine, dar măcar partea pe care am putut-o controla e ok, adică pastele, pentru că castanele nu sunt nici pe departe ok și nu din cauza rețetei, ci din cauza că le deschidem și nu avem
o castană să vă arătăm faină, toate sunt negre în interior și... Ele arată foarte bine coapte. Sunt faine. Sunt mari, sunt copt, da, degeaba. Nu, înăuntru sunt... Problema e că n-am mai văzut castane bune de mult are timp. Nu, nu prea găsim castane bune. O, am fiert o parte din ele, dar șalea, o să stau să le aleg. Le deschid și nu știi, ca la Kinder, nu știi ce e înăuntru. Dar astea pe care le-au prăjit Ionuț, 90% sunt negre în interior și 10% nu prea au gust. Dar crezi asta că celelalte ori fi altfel? Nici alea nu ar fi, dar poate găsesc două să mă bucur de o castană fiertă. Măcar poate am noroc de una, două din toate astea. Asta e situația. Sperăm că v-a plăcut să faceți mâncarea astăzi cu noi. Lăsați-ne în comentarii ce mai gătiți, ce mai mâncați și ce mai faceți în perioada asta în care suntem mai mult în casă. Vă lăsăm, vă dorim o săptămână minunată și ne revedem cât de curând. Bye! Ciao!